Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube la cafeaua de sâmbătă 24 august. Cafea care de fapt este un ceai pentru mine, este un ceai de fructe. Astăzi o să vă vorbesc despre favoritele verii, lucruri care mi-au plăcut în această vară și unul dintre acestea este chiar ceaiul pe care îl beau eu, un ceai de la Twinings. Nu știu dacă voi ați observat, dar în afară de faptul că am schimbat setup-ul, adică filmez într-o altă cameră din apartamentul meu, am și o altă lumină, o altă luminozitate, altfel arată umbrele pe fața mea, pentru că este pentru prima dată când filmez cu lumină artificială. Este ora 11 fără un sfert, 11 fără un sfert noaptea. Și nu am apucat să filmez în timpul zilei, asta pe de o parte, dar pe de altă parte am vrut să testez, să încerc în sfârșit, după 2 luni, după ce am cumpărat lumina asta artificială, ring light-ul, pentru că este o lumină în formă de cerc și pe care nu am apucat încă să o testez. Ei, în sfârșit i-a venit momentul. Vara este mai ușor cu lumina naturală, pentru că ziua este foarte lungă, dar de cum începe toamna până primăvara târziu, este un pic complicat pentru mine să mă sincronizez tot timpul cu lumina naturală, mai ales atunci când soarele intră și iese din nor, pentru că lumina variază. Am vrut tare mult să pot filma și noaptea, pentru că îmi este mai comod. Mie foarte mult îmi place să lucrez seara târziu și vreau să văd cum o să iasă acest videoclip, cum o să arate pe cameră, așa când mă uit în ecran, mi se pare că se vede destul de bine, dar o să vedem la editare ce fel de lumină are lampa asta și cum arată fața mea. După cum spuneam, astăzi o să fac acel video cu favoritele verii, video pe care l-am amânat 2 săptămâni deja, l-am tot amânat. O să vă vorbesc despre lucruri frumoase astăzi, doar despre lucruri care mi-au plăcut, dar înainte de toate, înainte de a începe, vreau să fac un mic disclaimer, un mic mare disclaimer și să vă spun că ceea ce o să vă arăt eu astăzi sunt lucruri care mi-au plăcut mie. Lucruri sau obiecte pe care atunci când le-am utilizat am avut o experiență foarte plăcută, lucruri care mi s-au potrivit mie. Și asta nu înseamnă că se potrivesc oricui sau nu înseamnă că se potrivesc pentru toată lumea și nu înseamnă că dacă eu o să vă arăt un parfum care mie mi s-a potrivit și pentru care am primit foarte multe complimente, o să placă tuturor. Fac acest disclaimer pentru că în ultima vreme parcă s-au întețit comentariile în care mi s-a spus că am făcut recomandări care nu au fost pe gustul tuturor și înțeleg perfect, înțeleg pe deplin acest lucru, pentru că nu toți suntem făcuți la fel, nu toți avem aceleași gusturi și dacă mie îmi place, să zicem, o mâncare, asta nu înseamnă că trebuie să placă tuturor. Dacă mie nu-mi place un anumit lucru, s-ar putea ca altuia să-i placă foarte mult. De exemplu, am primit comentarii la parfumuri în mod special și acum știți că acolo, într-adevăr, lucrurile sunt foarte, foarte subiective prin prisma simțurilor noastre. Unora ne place, altora nu le place deloc un anumit parfum, alții nici măcar nu le suportă, sunt persoane cărora li se face rău atunci când simt un parfum. Însă am primit și comentarii care, unele chiar m-au durut, adică au venit așa foarte, destul de dur spuse, destul de agresiv, în sensul că au fost persoane care au cumpărat lucruri, nu neapărat la recomandarea mea, pentru că eu nu știu dacă am spus vreodată mergeți și cumpărați o anumită pereche de pantofi, pentru că nu o să mai puteți trăi fără perechea aia de pantofi, sau cumpărați-vă un anumit obiect vestimentar, pentru că numai așa o să fiți în trend cu ceea ce se poartă. Nu știu dacă am spus vreodată chiar așa, în mod direct, dar mi s-a reproșat, v-am spus, în ultima vreme, din ce în ce mai des, că s-au cumpărat lucruri la, oarecum la recomandarea mea, sau lucruri pe care eu le-am arătat pe cameră și am spus că mi-au plăcut și
nu au fost pe gustul vostru, așa că de asta fac acest disclaimer pentru care m-am lungit foarte, foarte mult, dar să începem totuși cu lucrurile care mi-au plăcut mie în această vară. O să vă las pentru marea majoritate a lor linkuri în descrierea videoclipului. Asta înseamnă că o să vă las linkuri sub videoclip. Dacă mergeți sub ecran, o să le găsiți, pentru că de multe ori primesc această întrebare: unde sunt linkurile sau de unde ai cumpărat anumite obiecte pe care ni le-ai arătat? Nici nu știu exact cu ce să încep, dar cred că o să încep cu ceea ce port astăzi. Și asta nu înseamnă că o să încep cu rochița pe care o am. Nu este tricou. Am mai filmat cu rochia asta și am primit întrebări legate de tricou, dar nu este tricou. Este o rochie de la Jules. Jules este un brand din Anglia. Din păcate nu mai fac livrări în România. Au niște rochii foarte, foarte drăguțe. Rochile îmi plac în mod special de la brandul Jules. Însă în vara asta nu prea am apucat să le port, pentru că, vedeți, sunt dintr-un material din bumbac 100%, dar dintr-un material de tricou care este destul de gros. Și după căldurile care au fost în România, nu prea am putut să le port, nu s-au potrivit prea bine cu cele 40 de grade de afară și am purtat mai mult rochițe din viscoză, rochițe din astea așa largi, flu-flu. Atunci când m-am aflat în România, în Anglia nu s-a pus problema. În Anglia am purtat haine de toamnă. Și da, a fost prima vară după mulți ani în care nu am purtat deloc pantaloni. Dar deloc nu am purtat pantaloni în vara asta, în România fiind, pentru că tot așa a fost foarte, foarte cald. Însă am purtat rochi sau fustă și bluză. Și aproape în permanență le-am accesorizat cu aceste broșe de la Georgeta Dincă. Sunt niște broșe handmade, făcute de o prietenă care se numește Georgeta și pe care o găsiți și pe Instagram și pe Facebook. O să vă las link către conturile ei în descrierea videoclipului, și contul de Instagram și contul de Facebook. Face niște lucruri absolut superbe. Face aceste broșe care... Nu știu, mi se pare că dau un aer de eleganță, care scot în evidență orice ținută, oricât de simplă ar fi ea. Spuneți și voi cum arată lămâia asta aici pe rochia mea. Arată, mi se pare că arată absolut superb și nu contenesc cu laudele la adresa ei. Eu de câte ori port broșele acestea, primesc foarte multe complimente. Dacă vreți să vă cumpărați, dacă vreți să aveți și voi așa ceva, vă spun, este un obiect care nu se demodează niciodată. Eu am prima broșă de la ea, cred că are deja 6-7 ani. Nu sunt ieftine aceste broșe, este adevărat, dar și de asemenea este adevărat că am primit foarte multe broșe gratuit de la ea, sub formă de cadou, să vi le arăt și vouă, dar nu pe toate le-am primit în mod gratuit. Unele mi le-am cumpărat eu cu banii mei, pentru că mi-au plăcut foarte, foarte mult dintotdeauna. Și da, asta este una dintre favoritele verii, lămâia asta, broșa lămâie întreagă, și am mai purtat foarte mult în această vară broșa cireașă. Are două modele de broșă cireașă, una cu o singură cireașă și una cu două cireșe. Eu am modelul cu o singură cireașă, l-am purtat modelul. Am purtat broșa cireașă foarte mult atunci când am fost în Anglia și din păcate am uitat-o acolo. Dar în afară de lămâie cireașă, am mai purtat căpșuna, adică această căpșună. Și în special cu bluza asta am purtat căpșuna. Mi se pare că se potrivește așa de bine, cum merge pe fond negru și strălucește atât de frumos căpșunica asta. Deci am purtat lămâia, cireașa, căpșuna și laleaua roz. Laleaua roz am pus-o pe geaca de blugi, pe care uneori am luat-o seara, geaca asta de blugi, în loc de cardigan, și a rămas aici de la începutul verii, nu am mai dat-o jos. Deci astea patru le-am purtat foarte, foarte mult în această vară. Pot să le trec la capitolul favoritele verii. Din punct de vedere al îmbrăcămintei, nu pot să vă arăt un articol favorit. V-am spus, am purtat doar rochii.
și rochii din materiale foarte, foarte subțiri, rochile astea de la Jules, care sunt cu dungi, din păcate nu am putut să le port așa de mult pe cât aș fi vrut. Nu mi-am cumpărat, ba da, mi-am cumpărat și în vara asta o rochie de la Jules, tot așa cu dungi. Este specificul lor, imprimeul acesta dungat. Mi-am cumpărat o rochie de la second hand din Anglia. O rochie cu dungi pe care am purtat-o sau săptămâna trecută, acum 2 săptămâni, la cafeaua de sâmbătă, de acum 2 săptămâni, atunci când v-am arătat, când vă povesteam despre ceea ce am găsit în România după ce am stat o lună și jumătate sau aproape 2 luni în Anglia. Aia este rochia de la Jules, pe care am luat-o de la un second hand cu 7 lire. Să trecem acum la cosmetice, pentru că este un capitol important, cel al cosmeticelor, și o să încep cu un parfum. Parfumul pe care l-am purtat aproape zi de zi, de când m-am întors acasă, de la începutul lui august, parfumul de la Lacoste Parfum, este un parfum care nu este extrem de scump, dar miroase scump, efectiv miroase a bogăției. Este un parfum atât de elegant, un parfum care nu ofensează pe nimeni. Se potrivește și vara, se potrivește și iarna, se potrivește și dimineața și seara, și la birou și la teatru, oriunde. Este un parfum persistent, pentru care primesc nenumărate complimente de fiecare dată când îl port. Nu există să nu mă întrebe cineva cu ce te-ai dat acei miroși. Este Lacoste Parfum. Sticluța asta are, cred că, 90 de mililitri. Da, este Eau de Parfum, 90 de mililitri. L-am luat de pe Notino și mai am jumătate din parfumul acesta, pentru că vă spun, în luna august am purtat parfumul acesta zi de zi. Umblând doar în rochie, în această vară m-am bronzat foarte, foarte tare pe picioare, și pe picioare și pe brațe. E adevărat că am fost și la mare în Spania, însă nu am stat la plajă, nu am stat cu orele la plajă, de fapt nu am stat nici cu jumătățile de oră, pentru că sunt o persoană căreia nu îi place soarele în mod deosebit. Niciodată nu mi-a plăcut să stau la plajă așa, să mă întind ca o șopârlă și să absorb toată căldura solară, însă mă prinde soarele extraordinar de repede doar umblând pe stradă. Fără protecție solară nu prea ies din casă și asta este crema pe care am folosit-o toată vara pentru față, de la Bioderma. Are SPF 50 și este extraordinar de bună, în sensul că este foarte, foarte eficientă. Chiar dacă am stat la orele amiezii afară și, din păcate, ni s-a întâmplat lucrul ăsta, mai ales în Spania, unde ne trezeam destul de târziu și o lălăiam cu fetele și ajungeam la plajă foarte târziu și umblam prin soare la ora 2 la prânz, când este total contraindicat, niciodată nu am avut probleme cu arsuri pe față sau să mă roșesc sau să pățesc ceva. Și pe fete tot cu crema asta le dădeam pe față și pe Cristi la fel. Și am continuat să o folosesc și în România, înainte însă de a aplica crema asta care are SPF 50. Asta a fost crema pe care am folosit-o în această vară, o cremă hidratantă de la Clinique, o cremă foarte ușoară, o cremă cu o textură ca un gel, ceva între gel și cremă, se absorbea atât de repede în față, nu lasă pielea deloc grasă, deloc lipicioasă, este potrivită pentru vară mai ales. Am și tăiat tubul pentru că nu am reușit să scot ultimele picături de cremă. Adevărul că ultimele picături înseamnă undeva la 20% din volumul acestei creme, care a avut cât a avut, 30 de mililitri crema asta, și rămâne destul de mult dacă nu insiști să scoți cu degetul, deci le tai așa și așa scot. Deci asta era crema pe care o aplicam pentru hidratare, pe urmă asta de la Cica Bio cu factor de protecție 50, iar pentru plajă, când eram efectiv pe plajă,
Crema asta am folosit-o și pentru mine, și pentru nepoate, și pentru Cristi. O cremă de la Garnier cu factor de protecție tot 50, ca și cea dinainte. O cremă hipoalergenică absolut perfectă. O să cumpăr și o să recumpăr tot crema asta și vara viitoare, dacă nu mai merg până atunci undeva pe vreo plajă. Și pe asta am tăiat-o cu foarfeca, pentru că tot așa nu am reușit să scot o mare parte din lapte, că așa scrie că este un fel de lapte. Are o textură destul de fluidă crema asta de plajă și a trebuit să tai tubul. Extrem de eficientă, vă spun. La orele amiezii am stat, nu chiar la plajă neapărat, dar făceam drumul de la plajă înspre hotel și înapoi, sau umblam prin stațiune, și a fost extrem, extrem de eficientă. Și ultimul produs cosmetic, cred că ultimul produs cosmetic pe care vreau să vi-l arăt astăzi, tot la favoritele verii o să îl trec, este un șampon de la un brand de care eu nu am auzit până acum, se numește Alpha Parf Milano. Șamponul acesta este al doilea recipient pe care îl am, al doilea flacon. Primul a fost special pentru volum, pentru creșterea volumului părului, ceva de genul ăsta. Ăsta este pentru protecția părului vopsit. Are cât? Are 500 de mililitri și este extraordinar de bun. Foarte lucios îmi rămâne părul, foarte hidratat. Se descâlcește, se descurcă foarte ușor atunci când îl pieptăm după ce m-am spălat pe cap. Dacă vă vine să credeți, până și Silvia, nepoata mea, care nu dă importanță unor astfel de amănunte, după ce a ajuns la turda și am spălat-o cu șamponul ăsta, pentru că era singurul pe care îl aveam, și tot cu șampon pentru protecția părului vopsit am spălat-o, deși are 9 ani, a zis că, vai, ce șampon bun, ce frumos miroase și ce bine lasă părul hidratat și lucios, și i-a plăcut și ei foarte mult, și i-a plăcut și Cristinei, pentru că a fost și Cristina la turda, l-am împrumutat și ei și i-a plăcut și ei foarte mult șamponul acesta. Deci da, acestea sunt cosmeticele pe care le-am iubit în această vară, pe care le-am folosit cel mai mult și pe care vi le recomand și vouă, pentru că am o părere bună despre ele. Să trecem la... Deci am zis așa, de accesorii am vorbit, de îmbrăcăminte am vorbit, de cosmetici am vorbit, de pantofi. Toată vara am purtat sandalele Ipanema. V-am spus despre Ipanema de nenumărate ori. Ipanema este un brand brazilian care face încălțăminte din cauciuc. Sandalele Ipanema sunt scumpe, costă peste 100 de lei, în jur de 120, acum au ajuns și la 140, că s-au cam scumpit, însă nu-și merită acest preț de 140 de lei, mi se pare un preț exagerat de scump, și de aceea, la sfârșitul fiecarei veri, îmi cumpăr sandale Ipanema atunci când sunt la reducere. 70, 80 până 90 de lei mi se pare prețul corect pentru acest brand. Acestea sunt sandalele pe care le-am purtat în această vară. Un pic sunt cam murdare deja, sunt cam foarte murdare. Mărgelele astea care sunt aici s-au matat, adică nu mai sunt lucioase, că erau foarte, foarte strălucitoare. Degeaba le-am tot spălat eu cu apă, că nu s-au mai făcut ca noi. Talpa așa este foarte, foarte flexibilă. Cauciucul acesta este foarte moale. Sandalele le port, cred că a treia vară consecutiv am purtat sandalele astea. Nu cred, sunt sigură, sau, da, al treilea an, deci trei veri le-am purtat practic în fiecare zi, pentru că eu umblu foarte, foarte mult pe jos. Poate că nici nu trebuia să vi le arăt, după cât sunt de murdare și cât de rău arată, pentru că deja s-au învechit. Și un pic, acolo la partea care intră între degete a început să se rupă cauciucul acela, dar am făcut zeci, poate sute de kilometri pe jos cu aceste sandale, și ca să nu am vreo surpriză, să mi se rupă și să nu am sandale la schimb, mi-am cumpărat o altă pereche. Aș fi vrut să-mi cumpăr exact același model, însă nu am mai găsit
pe culoarea asta, pe bej, pentru că bejul mi se pare că merge la orice și mai ales când e și bronzat așa pe picioare, alungește așa frumos piciorul și îmi place cum arată. Și pe acestea le-am cumpărat acum. Încă nu le-am purtat niciodată. Astea sunt cu sclipici. Culoarea este bronz, parcă așa scria pe site. Am comandat două perechi, unele bej și unele bronz, adică astea. Cele bej mi s-au părut un pic prea deschise la culoare pentru pielea mea, pentru că sunt foarte bronzată, după cum vă spuneam. Modelul era exact ca acesta, tot așa cu sclipici, cu un fel de glitter, care văd că un pic cade așa la început, dar pe urmă se stabilizează și nu o să mai cadă. Dacă vă cumpărați sandalele Ipanema, recomandarea mea este să mergeți cu un număr mai mult decât purtați voi de obicei. Eu la 90% din încălțăminte am numărul 39 și la Ipanema îmi iau 40. Dacă ar avea 39,5 ar fi perfect, dar 39 parcă îmi sunt un pic scurte, 40 un pic îmi rămâne aici la călcâi în spate, dar decât să fie prea scurtă, mai bine să rămână un pic în spate. Deci da, sandalele Ipanema sunt foarte comode, se pot folosi și în loc de șlapi, la piscină, la mare, adică nu trebuie să mergi și cu șlapi și cu sandale, doi într-unul cum ar fi. Și mi se pare că merg foarte bine și pe stradă, adică nu arată cheap, nu arată ieftin, nu arată sandale cumpărate de la, a șlapi din aia cumpărați de la chinezi, care, apropo, nu am nimic cu chinezii, știți că eu fac cumpărături și de pe Temu și de pe Shein. Și dacă îmi place ceva, nu contează cât costă. Dacă costă 5 lei o pereche de șlapi, poate să fie foarte, foarte drăguți. Însă am avut șlapi luați din magazinele astea chinezești, care m-au jenat foarte, foarte tare aici între degete. Efectiv, nu am putut să îi port. Astea sunt, din acest punct de vedere, perfecte. Pe mine nu m-au jenat absolut deloc. Dar încă un lucru, totuși, să vă mai spun. Le-am tot recomandat și surorii mele, și lui Ileana, i-am spus de ele. Ileana o cheamă pe sora mea. Ați văzut-o voi în mai multe vloguri, pentru că am făcut eu mai multe excursii cu ea. Ea are piciorul foarte, foarte îngust și sandalele astea îi sunt, modelul acesta, îi sunt un pic larg și joacă așa piciorul dintr-o parte în alta. Eu nu am piciorul lat, am piciorul normal, pot să spun, mediu. Dar sandalele astea merg pentru un picior lat foarte, foarte bine. Dacă aveți piciorul îngust, ar putea să joace piciorul în sandale și v-aș recomanda în acest caz să alegeți un alt model. Au și alte modele, nu neapărat printre degete, dar mie astea mi se par cele mai simpatice. Mai iau o gură de ceai. Foarte bun ceaiul acesta. Este un ceai de la Twinings pe care mi l-am cumpărat din Anglia. Am avut bagaj de cală atunci când m-am întors și mi-am umplut trollerul cu ceaiuri. Mi-am adus, cred că, 12 sau 13 cutii de ceai, unul mai bun decât altul. Tot la capitolul mâncare, la favoritele verii, vreau să vă spun că am consumat nu știu câte cutii din lapte din acesta de cocos. De la Lidl este laptele ăsta de cocos, de la Freșona. Dar desigur lapte de cocos se găsește la multe branduri. Am făcut foarte multe smoothie-uri și nu am pus zahăr la nici unul dintre ele. Dacă am vrut să fie un pic mai dulce, dacă am pus, de exemplu, lămâie sau dacă am pus portocale sau dacă am pus unele legume, să zic așa, mai amărui, o linguriță sau o lingură chiar de lapte din acesta de cocos i-a dat o aromă deosebită, l-a îndulcit foarte, foarte mult pentru că este foarte dulce laptele de cocos și până la urmă nu este zahăr, deci este ceva mult mai sănătos decât să pui o linguriță de zahăr sau o linguriță de miere, mai bine pui o lingură de lapte de cocos. Dacă îl ții în frigider, are consistența destul de groasă, îl iei așa cu lingura ca o smântână groasă, deci nu curge aproape deloc. Dacă îl lași în bucătărie, pe blatul din bucătărie, devine lichid. Un lichid așa un pic mai viscos, dar totuși lichid. Deci la capitolul mâncare am zis ceaiul acesta de la Twinings de fructe, laptele de cocos și am făcut foarte des salata tabule. Nu știu dacă v-am făcut eu vreodată, dacă am filmat vreodată rețeta de tabule. Este o salată cu cușcuș sau bulgur, foarte mult
pătrunjel, frunze de pătrunjel, frunze de pătrunjel tocate, lămâie, un pic de ceapă și roșii. Da, trebuie să caut pe canalul meu să văd dacă am filmat vreodată rețeta aceea și dacă am filmat rețeta, o să vă las link către rețeta mea de tabule, o salată foarte răcoritoare, o salată de vară, care vine din Orient și care are așa un gust deosebit datorită acelor frunze de pătrunjel. Dacă nu am filmat încă acea rețetă, cu siguranță o să o fac în viitorul cât mai apropiat. Mă tot uit aici în față și văd că am două evantaie. Acesta este foarte, foarte nou pentru mine, dar evantaiul nu mi-a lipsit din poșetă în vara asta. Acesta este unul mai simplu din hârtie, unul mai mic, mai ușor. Mi s-a părut că este o soluție atât de bună să te răcorești atunci când ai nevoie și când mergi pe stradă și când te plimbi și când aștepți autobuzul și când stai la coadă, la reciclat ambalaje, pentru că cel puțin aici la Turta, de câte ori merg cu sticlele sau dozele de băuturi să le reciclez, adică să primesc garanția înapoi, este coadă. Tot timpul trebuie să stau acolo cel puțin 10-15 minute să aștept să termine persoanele din fața mea. Evantaiul acesta, care are două fețe, pe partea asta este cu flori albastre și pe partea asta cu niște floricele mai mici, l-am primit de la o fostă colegă de școală, o colegă din școala generală, care locuiește în Spania și cu care m-am întâlnit într-o zi la strand. Și atunci când ne-am despărțit a fost așa de drăguță și mi-a zis că a vrut să îmi facă un cadou și dacă știa că se întâlnește cu mine mi-ar fi adus și mie un evantai din Spania, dar neștiind că o să ne întâlnim, îmi dă evantaiul ei. Și mi-a fost așa foarte drag gestul ei și tare m-am emoționat când am văzut ce mult ține la mine și eu am ținut întotdeauna mult la ea și m-am bucurat când ne-am întâlnit la strand. Ea locuiește de vreo 20 de ani în Spania. Am vorbit un pic mult. Ce mai vreau să vă arăt? Mai vreau să vă arăt geanta pe care am purtat-o în această vară. Știți că am o colecție de genți mare, am multe genți și dacă vă vine să credeți, toată vara am purtat această geantă de rafie. Așa are bareta lungă, se poate purta pe umăr, de fapt pe umăr am și purtat-o. O geantă luată de pe un site chinezesc, cred că de pe Shein am luat-o, nu cred, nu de pe Temu, de pe Shein am luat-o, dar exact modelul acesta se găsește pe ambele site-uri. Asta a fost geanta pe care am purtat-o zi de zi. Este o geantă care merge până și la plajă, aș spune eu. Am una asemănătoare în Anglia, pe aia am luat-o de la Primark. Dar este, pe lângă faptul că este ușoară, este foarte încăpătoare și pentru că am avut compania fetelor o lungă perioadă de timp, a trebuit tot timpul să car multe lucruri cu mine, mai multe decât în mod obișnuit. Aveam o sticlă cu apă întotdeauna, șervețele uscate, șervețele umede, tot felul de jucării, elastice de păr, agrafe și așa mai departe. Deci asta este geanta cu care am umblat eu toată vara. Și oare ce să vă mai arăt? Uite, mai am aici în față. Favoritele ferii. Nu prea v-am povestit eu de faptul că port lentile de contact. Destul de des port lentile de contact. Am miopie de când eram elevă, de când eram la liceu. Și lentilele de contact pe care mi le cumpăr sunt acestea. De la, nici nu știu de la ce firmă, AcuView Moist. Dar o să vă las link către ele. Sunt lentile zilnice, deci le porți o singură zi. Sunt, adică poți să ți le pui în ochi și să le ții 24 de ore. Pentru cei care nu știți cum arată lentilele de contact, așa arată, așa vin. În pachetelele astea mici, individual ambalate, și se rupe folia asta, lentila stă într-un lichid, aici în puțin lichid. Este o soluție salvatoare atunci când mergi la plajă, dar nu numai la plajă, și atunci când mergi la schi sau atunci când practici un sport, atunci când ai nevoie să vezi undeva la distanță,
și nu ai vrea să porți ochelari, pentru că ochelarii sunt atât de fragili, atât de sensibili și atâtea accidente se pot întâmpla, accidente în sensul că se pot sparge, se pot strica, când ți-e lumea mai dragă și știi ce scumpi sunt ochelarii. Eu port lentile de contact de vreo, poate nu de 30 de ani, dar de 25 de ani cu siguranță. Când mi-am cumpărat eu prima pereche de lentile de contact, erau foarte scumpe și atunci, cel puțin în România, nu țin minte să fi fost lentile de astea pentru uz zilnic. Erau niște lentile care țineau timp de 6 luni și seara le scoteai de pe ochi și le puneai într-o soluție specială. Soluțiile alea erau destul de scumpe, dar astea mi se par la îndemâna oricui. Dacă aveți rețetă de la medicul oftalmolog, dacă știți exact ce dioptrii purtați, puteți să vă faceți o comandă și să încercați. Nu trebuie să le purtați în fiecare zi, dar vă spun, atunci când mergeți la plajă și vreți să intrați în apă, să înotați fără grijă ochelarilor, să vedeți copiii de departe unde s-au dus, eu nu văd departe prea bine, adică văd rău normal, trebuie să port sau ochelari sau lentile de contact, sau dacă mergeți la o petrecere și nu vreți să purtați ochelari, mai ales noi, doamnele, nu vrem să purtăm ochelari întotdeauna, mi se pare atât de simplu de pus niște lentile de contact. Eu cel puțin am și îndemânare, am și dexteritate. Și lentilele astea care sunt de uz zilnic sunt și foarte igienice, nici nu deranjează ochiul. Eu nu am niciun fel de problemă cu lentilele și le pun și le scot fără nici cea mai mică, fără nici cea mai mică problemă. Am devenit foarte îndemânatică în timp. E adevărat că la început un pic mă chinuiam, un pic mă străduiam, mai mult pentru că mi era teamă, nu pentru că n-aș fi fost destul de îndemânatică, dar mi era teamă așa să-mi pun degetul chiar pe ochi, dar cu timpul am constatat că nu este mare lucru. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l arăt, ultimul lucru trecut la favoritele verii, am ales ochelarii aceștia de la Polaroid. Știți că am două perechi de ochelari, mi se pare că vi-am arătat și săptămâna trecută, dar totuși înclin să cred că pe aceștia i-am purtat mai mult decât pe cei de la Ray-Ban, ochelarii mei de la Polaroid. Pe aceștia i-am trecut la favoritele verii. Aceștia sunt. M-ați mai văzut cum îmi stă cu ei. Uite că parcă se vede și ring light-ul în reflexia ochelarilor mei. I-am purtat toată vara, sunt solizi, nu s-au zgâriat absolut deloc lentilele. Nici nu sunt așa de scumpi ca Ray-Ban-ul. Polaroid este un brand un pic mai ieftin. Văd că au un pic de nisip pe ei sau nu știu ce, au niște scame. Și da, aceștia sunt ochelarii pe care i-am purtat cel mai mult în această vară, dintre cele două perechi pe care le dețin. Mă uit aici la mine în jur și nu văd altceva ce v-aș mai putea arăta, dar dacă o să-mi aduc aminte așa pe parcursul următoarelor cafele din sâmbetele viitoare, o să vă mai povestesc eu despre una alta, așa cum fac de obicei. Aceasta a fost cafeaua de sâmbătă, acestea au fost favoritele verii 2024. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. M-aș bucura foarte tare dacă nu sunteți abonați și dacă v-ați abonat la canalul meu. Pe mine m-a ajutat foarte mult acest lucru. Mai am și un cont de Instagram care se cheamă ioanaspune.ro. Vă aștept și acolo, pentru că acolo postez în timp real și vedeți ce mi se mai întâmplă. Aici fac așa un fel de sinteză a săptămânii care s-a încheiat, pe când pe Instagram mă postez în timp real. Vă mulțumesc așadar tuturor pentru vizionare și să ne vedem cu bine data viitoare!